Bună ziua, doamnelor și domnilor! Fiți pregătiți! Ăsta este titlul de astăzi. Cu dumneavoastră este Robert Grecu cu cele mai importante updates din zona cripto. Vă salut cu drag, ca de obicei și cu mult respect. Bun venit aici, pe canal. Subiectul de astăzi o să fie unul foarte interesant, ușor neobișnuit și vă îndemn să rămâneți până la final ca să nu ratați șirul evenimentelor, domnilor și domnilor, nici din acest material, atenție, și nici din cele trecute. Pentru că mulți îmi spun, Robert, dar nu înțelegem ceea ce vorbești uneori în anumite clipuri și parcă nu are sens. E bine, are sens dacă urmăriți știrile evenimentelor din toate celelalte materiale. Așa că nu vreau să mă repet în fiecare clip, de pildă ce am spus ieri sau alaltieri sau la început, evident, de săptămână. Pentru că nu face sens lucrul acesta. Nu uitați că puteți să sprijiniți tot ceea ce facem aici cu un like și un subscribe chiar acum. Mergem direct la subiectele noastre. Bitcoin, doamnelor și domnilor, se confruntă cu cea mai mare presiune de vânzare pe futures din ultima lună. Ceea ce nu prea se reflectă în preț, nu-i așa? Asta înseamnă că taurii, e bine, țin foarte bine prețul. Narativa mea rămâne ca cea de ieri. Nu vreau să mă repet foarte mult, dar pentru cei care sunteți noi și nu vreți să vedeți clipul de ieri, dar e important să-l vedeți și pe cel de ieri și pe cel de la începutul săptămânii, vreau să înțelegeți un lucru foarte, foarte, foarte important. Eu mă orientez acum în range-ul, sau mă uit cel mai mult la range-ul de la 57.600 pe Bitcoin. Cred că avem un suport important în range-ul la 50.000, cred că cumva reușim să-l menținem. Poate o să avem un fake-out sub acel suport, ulterior să ne întoarcem, să ne vedem de drum, pentru că narrativa anului 2024 este foarte, foarte clară. Este important să urmăriți din nou toate celelalte materiale și pe acesta ca să nu ratați șirul evenimentelor. Mai pregătesc un bagaj, atenție, un bag dacă doriți de 50.000 de dolari pentru cripto, să îl investesc pe spot pentru alt season, adică pentru ceea ce se întâmplă în următoarele luni, cu preponderență înspre, desigur, 2025. Am dat tweet-ul, am pus și postarea cu wallet-ul, desigur, pregătit USDT, poate să vi-l las pe aici, și undeva să-l aveți în sfârșit. Și vreau să vă întreb despre, sau ce ați face dumneavoastră cu cei 50.000. Vreau să-mi lăsați în comentarii chiar acum 10 monede care pot aduce un randament de minim 4x fără prea mari bătăi de cap. Adică, hai să vedem, reușim să transformăm 50.000 de dolari și un proces foarte fain în 200.000, și aici mă refer la o perioadă poate de un an de zile. Vreau să dați un com, drop in com team, da? Eu am pe listă toate coinurile deja, dar vreau să vă văd cum gândiți, cum analizați lucrurile, care e perspectiva dumneavoastră. Așa că mergeți și lăsați în comentarii 10 monede care pot să aducă un mini de 4x, da, cu 50.000 să transformăm 50.000 de pildă în 200.000. O altă știre de interes pe care am citit-o mai de dimineață este legat de o companie cripto din Texas care dă în judecată SEC-ul pentru un fel de apăsare excesivă, o numesc ei. Continuă să îi persifleze și SEC-ul cam face lucrul ăsta. Da? Compania asta de criptovalute din Texas și un grup industrial totodată ori dat în judecată Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA, declarând cumva că autoritatea de reglementare și-a depășit autoritatea. Da? Și din nou, ăștia de la SEC fac lucrul ăsta, pentru că nu vor să vadă cripto că prinde validitate prin SUA, deoarece ei favorizează CBDC-urile, Central Bank Digital Currency. Și evident, spațiul cripto încurcă aceste CBDC-uri, nu-i același lucru. Vreau să fiți foarte atenți. Aceștia au cerut unui judecător să statueze că activele digitale tranzacționate pe diferite exchange-uri nu sunt valori mobiliare. Acum nu o să vă plictisesc ce înseamnă pentru SEC valori mobiliare, dar e ceva destul de grav care nu permite un activ să fie rulat și să fie tranzacționat în SUA. E ceva care pune în pericol cumva securitatea chiar națională, într-un fel sau altul. Totodată vreau să discutăm și ce s-a întâmplat ieri, pe scurt, vis-a-vis de Fed. Știți bine că ieri a fost miercuri și am avut Fed Minutes, da, unde majoritatea oficialilor ce au discutat? Păi au discutat despre riscurile de tăiere prea rapidă, da? Adică au observat că îs riscuri de tăiere prea rapidă, da?
Deci Fed-ul semnalează că nu se grăbesc să reducă ratele dobânzilor, ratele de referință, în ciuda relaxării inflației. Oficialii sunt optimiști, dar în același timp precauți, dorind mai multe dovezi ale scăderilor sau ale scăderii susținute a inflației înainte, desigur, de a schimba ce? Păi de a schimba politica, domnilor și domnilor. Totodată, ceva curajos pentru acest bull run vine din partea Pantera Capital, care prezice un bull run de proporții. Deci ăștia, tot așa un articol foarte interesant pe care l-am citit și am vrut să-l împărtășesc cu dumneavoastră, ei estimează că în punctul ăsta suntem la începutul celui de-al patrulea ciclu major al spațiului cripto. Da? Proiectând o creștere destul de mare în următoarele 18-24 de luni. Analiza lor prevede că Bitcoin va atinge $148,000 spre $150,000 la vârful bullrun-ului viitor, care estimează ei că o să fie în august 2025. Deci înțelegeți cât de la început suntem și din perspectiva anumitor giganți. Dar îs curios părerea dumneavoastră, o să o lăsați în comentarii. Când vedeți voi topul pe Bitcoin? Dar vedeți anul ăsta sau anul viitor? Și da, 10 monede pentru cei 50.000, să lăsați, dragilor, în comentarii. Totodată, pe 17 aprilie, sunt speaker la The Secret la Dubai, împreună cu Cristi Chifoi și Mihai Daniel și alți invitați surpriză. Networking de proporții, una peste alta, o să avem un timp incredibil. O să fie, dacă doriți, și un business trip, dar și un concediu. Pentru cei care își aleg bilete VIP, o să vină și la cină cu noi și la Armani Cafe în Burj Khalifa. La cină mergem la un restaurant cu stele Michelin, dar până la urmă mâncarea e faină, cum se zice în Banat, până într-un punct. Dar după networking-ul, informațiile, secretele pe care vrem să vi le punem acolo în acel eveniment sau la acel eveniment, lucruri faine care pot să vă ajute, doamnelor și domnilor, să creșteți. Sunt sigur că oricine vine nu o să plece la fel. O să câștige relații, o să câștige informație și viziune. Da? Informația înseamnă putere. Dacă o ai și mai îndeplinești un singur element, te duci și la un alt nivel. Care e elementul ăla? Acțiunea. Da? Acțiunea nu-i opțională. Nu negociați, doamnelor și domnilor, cu acțiunea. Neapărat. Mă înclin. Vă salut cu drag. Vă aștept cu un like și cu un subscribe. Pe toți cei care sunteți noi. Al vostru Robert.